Opera comică pentru copii a pregătit o surpriză spectatorilor săi mai mici, dar și mai mari. Carmen și Toreadorul, o poveste inedită cu personaje pline de viață și multă culoare. Adaptarea după una dintre cele mai frumoase și cunoscute opere ale lui Georges Bizet este prima operă pentru copii făcută după Revoluție. Carmen și Toreadorul, o adaptare pentru copii a celebrei opere Carmen a lui Bizet, a avut premiera în acest weekend la Opera Comică din Capitală. Carmen este o poveste despre îndrăzneală și fantezie, atribute care nu ar trebui să lipsească dintr-o copilărie fericită. Fata din spectacol. Cu cine ai venit astăzi? Cu Sophie. A fost foarte frumos, mi-au plăcut foarte mult efectele speciale și costumele și mi se pare că toți actorii au jucat foarte bine. Copiii au apreciat toate personajele pentru modul cum au fost îmbrăcate, dar și pentru că au fost pline de viață. Mie mi-au plăcut costumele și Toreadorul. Este un loc minunat, am văzut, cred că, toate spectacolele de la Opera Comică. Ce fac oamenii ăștia aici este extraordinar. Este o variantă minunată de a petrece timpul cu copiii în weekend. Noi am luat bilete de mult timp, de când s-au pus în vânzare online. Venim destul de des, zic eu. Spectacolele sunt absolut minunate. Doamna Felicia Filip, da, chiar ultima dată, cel puțin la School of Rock, am felicitat-o personal că venim cu mare, mare drag. Este opera ce și-a făcut, ce-a trecut proba timpului din punct de vedere valoric. Alături de Traviata, Carmen este titlul cel mai cunoscut, cel mai iubit, cel mai cerut. După o perioadă lungă departe de scenă, artiștii s-au bucurat tare mult că sunt din nou în fața publicului. A fost o perioadă pe care mai ales noi artiștii am simțit extrem de mult lipsa publicului, aplauzele și mai ales și repetițiile noastre, pentru că trebuie să repetăm ca să fim și noi în formă. Opera Carmen și Toreadorul a fost o surpriză pentru copii, dar și pentru părinți.